Salutare prieteni, eu sunt Drago și în tutorialul de astăzi vom vorbi puțin despre listele de pe Facebook, despre cum putem share-ui un status sau o poză sau un videoclip de pe YouTube sau orice altceva ce dorim noi, doar cu anumiți prieteni sau cu un grup restrâns de prieteni. Pentru asta, bineînțeles, vom intra pe Facebook. Haideți să deschid și eu Facebook-ul. Voi deschide Facebook-ul meu. Nu e nimic interesant. După cum puteți vedea, avem aici în partea stângă grupurile de care facem parte, aplicațiile pe care le folosim, paginile la care suntem administrator sau care sunt a noastre. Și avem aici prieteni, unde ne apar prieteni apropiați și mai multe. Ca să vedem toate listele, dăm pe mai multe. Și aici ne apar toate listele din care facem parte. După cum puteți vedea, primele trei sunt cele default pe care le are Facebook-ul. Prieteni apropiați, cunoștințe. Aici puteți adăuga cunoștințele voastre. La prieteni apropiați vă puteți adăuga cei mai buni prieteni. Iar la familie, bineînțeles, membrii familiei, mamă, tată, verișor, bunică, bunic, străbunic, dacă are Facebook sau dacă nu are. Dacă nu are, bineînțeles, nu-l veți puteți adăuga. Și mai apar și alte liste la care probabil prin actualizarea locului de muncă sau ocupației ați fost adăugat automat pentru că și alții au participat. Bineînțeles, aveți și liceul la care sunteți sau facultatea. Puteți fi și într-o listă cu zona din care sunteți, eu sunt în zona Târgu Mureș și mai avem aici o listă despre care vom vorbi ceva mai mult, este lista de restricționat. După cum puteți vedea, această listă este goală, puteți citi voi aici, nu mai stau să vă citesc, bănuiesc că știți să citiți. Ce face această listă pur și simplu? Această listă restricționează unii utilizatori fără ai mai bloca noi sau ai scoate din lista de prieteni. Pentru ce am face acest lucru? Probabil că aveți în lista de prieteni persoane pe care nu le cunoașteți, le-ați acceptat doar ca să vă crească acel număr de prieteni, să zicem, iar cu aceste persoane dumneavoastră nu vreți să share-uiți nimic sau nu vreți să vadă un anumit videoclip sau o anumită poză pe care dumneavoastră o puneți pe YouTube. Cum putem adăuga persoane în această listă? E bine, foarte simplu, avem aici în partea dreaptă, adaugă prieten la această listă, dăm un simplu click acolo și scriem numele. Haideți să, eu am să introduc pe colegii de la videotutorial, pe Vlad și pe Adrian. Pop Adrian. După cum puteți vedea, în această listă ne apare și ne apar și actualizările de stare pe care cei doi le-au făcut. Sunt benefice aceste liste pentru că puteți să, de exemplu, creăm o listă în care zicem servici. Da, după cum puteți vedea, se poate crea o listă proprie. Mergem aici la prieteni unde ne apar listele și dăm mai multe. Și acolo putem crea o listă. De exemplu, cum am zis, servici. Îi dăm numele la listă și introducem membrii. Vlad, Angelo sau după caz. Și creăm această listă în care vom vedea doar actualizările de stare pentru ceea ce adăugați în această listă. Revenind la treaba noastră cu cei din lista de restricționați. Aici, după cum vă spuneam, vom putea adăuga persoanele care nu vrem să ne vadă actualizările de status, nu vrem să ne vadă pozele, nu vrem să vadă videoclipurile care le distribuim pe Facebook. Bineînțeles, dacă, de exemplu, noi acum vom share-ui ceva, haideți să-i zicem test
pentru tutoriale video.info. Da, default este public, însă se poate modifica. Am să vă arăt acum cum se poate modifica. Pur și simplu dăm aici în jos și după cum puteți vedea ne apare să șeruim doar cu prieteni cu excepția cunoștințelor, doar eu sau personalizat sau cu listele pe care le avem. Dacă selectăm de exemplu lista prieteni apropiați, vor vedea doar prietenii apropiați, ceea ce distribuim. Dacă selectăm de exemplu colegiul pe care eu l-am absolvit, vor vedea doar cei care aparțin acestei liste, ceea ce am distribuit. Însă, dacă vrem să distribuim ceva personalizat, adică să fie public doar cu excepția unei liste sau a unor prieteni, mergem aici pur și simplu pe personalizat. După cum puteți vedea, aici alegem prieteni și cu aceștia share-uim și aici avem mai jos don't share this with, adică persoane cu care nu vrem să share-uim acest lucru. Aici, bineînțeles, putem introduce lista restricted, după cum puteți vedea ne și apare dacă începem să scriem. Sau nu vrem să mai share-uim cu cei din familie, sau nu vrem să share-uim cu Vlad, pentru că ne-a enervat, sau nu vrem să share-uim cu Adrian, pentru că este ceva ce ține de site-ul lui și este de rău, și nu vrem ca el să vadă. Dacă dăm acum salvează modificările, ne apare aici personalizat, iar când vom apăsa postează, acest status pe care eu l-am scris aici test pentru tutoriale video.info va fi vizibil pentru prietenii mei în afară de listele restricționat familie Pop Adrian și Vlad Angelo. Ce mai putem face cu lista? Este un lucru foarte simplu. Haideți să părăsim. Se poate, dacă de exemplu avem în această listă 200 de persoane, bineînțeles că nu o să ne apară aici un rând de 200 de persoane. Îi vom da aici vezi tot, de unde vom putea și să ștergem membrii din această listă. După cum puteți vedea, ne apar membrii. Dacă avem mai mulți, ne vor apărea mai mulți și prin simpla apăsarea acestui X de aici, ștergem membrii din această listă și totul revine la normal. Acesta a fost tutorialul despre listele Facebook. Sper că v-am fost de folos și v-am făcut să înțelegeți cam cum stă treaba cu listele de pe Facebook. Eu sunt Dragoș, ne auzim la un tutorial viitor. Numai bine!